Tătarii care locuiesc în capitală și-au amintit astăzi de chinurile la care au fost supuși cremeenii în 1944, când Stalin a ordonat să fie trimiși în lagărele de muncă din Uzbekistan. Transportați cu trenurile timp de 2 săptămâni, fără hrană și apă, deportații au murit pe capete în vagoanele sigilate. La destinație au ajuns doar jumătate dintre ei, dar și aceștia au intrat într-un proces de exterminare. Crimeea este o țară frumoasă, cu ieșire la mare, asta tentează pe ruși. Să aibă supremație în mare! Asta interesează! Cea mai neagră zi din istoria Crimeei a fost comemorată ieri și la Constanța printr-un marș prin centrul orașului, iar astăzi Bucureștiul s-a alăturat acestei acțiuni. Tătarii care au participat la întâlnirea din capital au redactat și o scrisoare adresată ambasadorului Rusiei la București, în care condamnă tragicele evenimente din 18 mai 1944. În cadrul filialei noastre sunt în jur de 100 de tătari cu membri cu oficial, dar numărul tătarilor care trăiesc în București sunt într-un număr mai mare, ajung până la 3.000. Aș vrea să mulțumim în numele comunității tătarilor statului român pentru felul în care este tratată această minoritate și în al doilea rând autorităților din București pentru că ne-au ajutat și ne-au susținut în organizarea acestei comemorări. Mâine de la ora 15 tătarii vor organiza un meeting în fața Consulatului General al Federației Ruse la Constanța. O acțiune similară este programată și la București. Anul trecut, peninsula Crimeea a intrat sub controlul Rusiei. Uniunea Europeană, OSCE, NATO și ONU au catalogat procesul ca fiind o anexare ilegală care a început prin intervenția Rusiei în Republica Autonomă Crimeea și în orașul Sevastopol. În 2014, autoritățile locale de aici, nerecunoscute de Kiev, și-au declarat independența față de Ucraina și au organizat un referendum controversat sub ocupație militară rusă.